Ștefan o întreba pe Maria dacă se simte certată sau dezamăgită de felul în care el i-a pus problema. Maria spunea că s-a simțit dezamăgită pentru că el și ea are niște limite, cum au zis alții prin casă, are niște principii și spunea atâta pot, atâta am eu, atât sunt eu de indulgentă, atât sunt de tolerantă. Spunea că prima chestie pe care i-a zis-o Ștefan când a văzut-o că s-a supărat a fost: ești geloasă? O întreba dacă este geloasă și că Ștefan i-ar fi zis că vin și la el oamenii la sală, trebuie să vorbească cu ei, sau poate că e pe stradă și cineva are nevoie de sfatul lui și el nu poate să îl dea. Și spunea Maria, din punctul ei de vedere, nu trebuia să-i zică asta a Ștefan în momentul acela. Poate Ștefan ar fi trebuit să folosească argumentele respective, dar în alte discuții, în niciun caz în discuția pe care ei au avut-o. Și spunea Maria că asta a făcut-o să observe că, din nou, ei doi gândesc diferit.